Haideți să vă spun ce analize trebuie făcute pentru cancer, pentru diagnosticul cancerului. Fac această postare deoarece mulți mă întreabă ce analize trebuie să faci pentru a diagnostica cancerul. Cancerul poate să apară oriunde. Oriunde, începând de la piele, pielea din cap, până la picioare și la toate organele din corp. Deci orice organ poate să facă cancer. Sigur că sunt unele organe care fac mai frecvent cancer și altele mai rar cancer. Ce analize trebuie făcute pentru diagnosticul cancerului? Am văzut de curând un domn, de acum 2 luni, arhitect în vârstă, care se simțea puțin mai obosit și a venit la mine la consult. Nu mă știa, nu m-a căutat pe internet, a venit la mine pentru că văzusem cu câtva timp înainte o prietenă de-a dânsului și mi-a spus că se simte obosit. După ce am vorbit cu dânsul și după ce l-am examinat, am ajuns la concluzia că foarte probabil are un cancer de colon cu anemie prin pierdere de sânge prin materiile fecale, iar oboseala de acolo era dată. Deci nu a făcut nicio analiză, iar eu aveam suspiciunea de cancer de colon. I-am spus, domnule arhitect, trebuie să faceți o hemogramă, trebuie să faceți o colonoscopie pentru a vedea dacă într-adevăr este cancer de colon. Bănuiam că este un cancer de colon pe partea stângă a colonului, pentru că acolo palpam eu ceva și acolo avea niște simptome. Și trebuie să faceți un computer tomograf. De ce computer tomograf? Pentru că dacă se confirma diagnosticul de cancer de colon, trebuia văzut dacă există metastaze. Pentru că un cancer de colon în 99% din cazuri se tratează prin operație. Dacă există metastaze, operația este de un fel, plus că se pot opera și metastazele. Dacă nu există metastaze, operația este de alt fel. A făcut hemograma, avea hemoglobină 6, deci pe jumătate față de cât ar fi fost normal. I-am dat tratament cu fier. Sigur că tratamentul cu fier nu rezolva problema, dar tratamentul cu fier îi creștea hemoglobina în vederea următoarei operații. A făcut colonoscopie, s-a descoperit un cancer de colon într-adevăr pe colonul stâng și a făcut un computer tomograf care nu a arătat metastaze. Asta se întâmpla acum 2 luni. Acum zilele trecute, acum 2 zile, a venit la mine să mulțumească pentru că așa era și să îi spun ce să facă mai departe. Avea într-adevăr un cancer de colon care a fost operat pentru că intestinul subțire care se varsă în colon era destins. S-a făcut un anus contra naturii, deci s-a pus o pungă pentru început. Probabil peste 3 luni punga aceasta va fi scoasă și se va face anastomoza colonului cap la cap, deci va scăpa de pungă. Iar omul este foarte bine. Deci omul nu a căutat pe internet să vadă ce doare când ai cancer de colon. De fapt, dânsul nu știa că are cancer de colon. Avea doar astenie. N-a căutat de ce obosești, ce analize să-ți faci când obosești. N-a fost la 10 doctori. A fost la un singur doctor care cu o singură consultație i-a pus diagnosticul de cancer, care a fost confirmat pe urmă prin CT și colonoscopie. Acum câteva luni am văzut un alt bolnav care știa că are cancer de colon. De ce a venit la mine? Fusese la vreo 5 doctori care îi puseseră diagnosticul de cancer de colon. Avea colonoscopie cu, nu vruise să facă biopsie, care văzuse tumora. Avea computer tomograf. Avea analize care arăta, marker tumoral care arăta că are cancer de colon. Deci venise la mine pentru că se gândea el, oare să facă operație? Dacă se operează, nu cumva cancerul se răspândește în sânge? Dacă după operație îi se prescriu citostatice, citostaticele sunt toxice? Citostaticele sunt cele mai toxice medicamente. Din cauza asta se dau numai de către medicii oncologi. Bun, dacă îi pune pungă, nu se poate fără pungă? Se poate face tratament laparoscopic sau tratament clasic? Avocatul de care vă spuneam a fost tratat clasic. Nu s-a putut face altfel. Bun, a plecat de la mine cu îndoială, pentru că mai vrea să mai vadă un doctor, al 6-lea doctor. Bun, acum gândiți-vă, cine a procedat corect? Arhitectul, un om foarte deștept, care s-a dus la un singur doctor, apoi a mers la chirurg, deci el a fost la 2 doctori în viața lui, mă rog, pentru problema actuală. La mine și la un chirurg care l-a și operat. Sau pacientul care era văzut de 6 doctori și probabil că s-a dus la al 7-lea doctor. Apropo, pacientul acesta care s-a dus la 6 doctori avea și metastaze în ficat, pentru că el se plimba de aproximativ 8 luni prin doctori, fără să se hotărească dacă trebuie să opereze sau nu. Bun, pornisem de la ideea analizelor pentru cancer. Nu există o analiză specifică pentru cancer în afară de biopsie. Ori biopsia înseamnă că ai diagnosticat deja tumora.
Restul analizelor pot să arate că ai o inflamație în corp. Cum este? VSH, viteza de sedimentare a hematiilor care este crescută. Fibrinogenul care poate să fie crescut. Dacă se pierde sânge, hemograma arată anemie. Marcării tumorali pot să pună diagnosticul de cancer, dar există și cancer care nu secretă marcări tumorali. Deci poți să ai marcării tumorali perfect normali și să ai cancer. Restul analizelor, CT-ul. CT-ul poate să se arate, CT-ul abdominal, de exemplu, poate să se arate un cancer dacă este într-un organ solid, cum este ficatul, dar poate să nu arate un cancer dacă este în colon și nu este foarte mare. Deci CT-ul nu te poate lămuri. Colonoscopia. Colonoscopia arată cancerul de colon, dar ca să faci colonoscopie pentru cancer de colon, trebuie să ai deja suspiciunea de cancer de colon. Deci, practic, dacă există probleme date de un cancer, oboseală, scădere în greutate, lipsa poftei de mâncare și se face, de exemplu, o hemogramă, un fibrinogen și un VSH care sunt modificate, există deja suspiciunea de cancer. Dar părerea mea este că dacă aveți unul din aceste simptome, să procedați cum a procedat arhitectul de care vă spuneam eu. Mergeți la medic, la medicul de familie, la un medic internist, pentru că nu aveți o suspiciune, un simptome care să suspicioneze un cancer digestiv. Deci mergeți la un medic de familie sau la un medic internist, iar acesta vă va îndruma sigur pe drumul cel bun. Nu pierdeți timpul căutând pe internet, mă doare în dreapta, de ce? Mă doare în stânga, de ce? Constipația poate să fie dată de cancer, diareea poate să fie dată de cancer, cât scazi în greutate când ai cancer? Acestea sunt întrebări pe care le puneți pe site-urile mele. Vă urez să fiți sănătos, sunt doctorul Dițoiu, gastroenterolog și hepatolog în București. Sănătate!